Tony, concentrează-te! Da. Mă asculți? Da, te ascult! Am nevoie de ajutorul tău neapărat! Acum! Bă, ce faci? Bă, nu da, mă, cu ciocanul în cap! Bă, oprește-te, bă! Oprește-te puțin, bă! Nici măcar nu ți-am zis de ce am nevoie de ajutor! Ah, ok. Mă receptezi? Ce? Mă receptezi? Da! Bun, fii atent! Am jucat la păcănele și mi-am pierdut toți banii și de-aia trebuie să mergem să furăm câteva case în seara asta. Ești pregătit? Cel mai pregătit! Ai mai furat case vreodată în viața ta? Am furat din case, dar case niciodată, așa că de-abia aștept să o sap. Bă, furăm din casă și noi așa se zice că furăm case, ești bolnav la cap, bă, omule, concentrează-te. Crezi că furăm case? Concentrează-te! Bine, 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 deci furăm case, da? Da, spre exemplu, acum suntem la casă la maică ta, furăm tot ce-i în ea. De ce? Poftim? Ai dreptate, hoașcă bătrână. Hai să mergem, ia să lanterna. Lanterna! Lanterna, bă, nu ciocanul! Lanterna, nu ciocanul! Dar de ce ne trebuie lanterna? Păi cum adică să vezi pe unde mergi, că furăm noapte, ești nebun? Gata. De la Bob? Bă, omule, asta e casa de aici. Și cum intrăm? Pe aici? Sări în gardul, n-ai mai sărit un gard în viața ta? Nu. Poftim? Cum să sar gardul? Uite dacă de înalt e. Închide lumina, că e cineva în casă. Bă, sări în gardul! Cum să sari în gardul? Te urci pe el, nu te-ai mai urcat pe un gard în viața ta. Pune, bă, mâna și urcă-te. Bine. Aruncă ciocanul pe cealaltă parte. Pe cealaltă parte! Bă, nu și lanterna, bă, că nu vezi pe unde să sari! Pe aici! Du-te! Așa! Ce ușa deschisă! Du-te, bă, dincolo! Tony, ești ok? No! Ce-ai pățit, bă? Era o gaură în gard! Era o gaură în gard! Acolo! Unde? Acolo! Bă, nu-i nimic, bă, stai așa să vin și eu! Unde ți-e ciocanul? Nu știu. Bă, păi uite-l. Dar tu unde ai ciocanul? L-am lăsat acasă. Ții lanterna cu două mâini, că mi-e frică că o pierd. Bă, ia mă ciocanul, mă, că altfel cum intrăm la ăla în casă. Pe ușa, are ușa deschisă. Îi spargem geamul. Dar ușa deschisă. Îi spargem geamul. Bine, îi spargem geamul. Ce faci? Da, da. Nu vrei să furăm asta și să plecăm? Piscina. Piscina. Da, hai că o scot eu din balamale. Că de-aia mi-am și luat ciocanul. Bă, n-am avut niciodată piscină. Vreau și o piscină. O iau de aici. Vreau piscina. E piscina mea. Bă, ce faci, haide. Bă? Nici măcar nu cape în dubă. Haide. Haide. Bă, nici măcar nu cape în dubă. Bă, ce faci, bă? Îți arăt să o dau pe o parte ca să pot să o scot. Ajută-mă, bă, să trec peste gard, hai. Bă, e gaura aia, mă, în față, de ce ai vrea să treci peste gard? Ca așa am venit noi, așa trecem și asta, haide. Păi ești nebun la cap, bă, ce faci, mă, bă? Demolezi toată casa la om. Gata, haide, încă puțin. Hai, mă, apuși tu de parte aia, sau ce faci? Bă, nu vreau să iau parte la așa ceva, bă, tu ești nebun, uite ce-ai făcut, bă, om. Bă, ce faci? O întorc așa și o rotesc, gata, așa? Bă, nu cred că poți să treci peste gard. Am făcut o roată. Hai, îmbărbătează-te, Tony, hai, știu că poți. Avem piscină. Bravo, bă, Tony, bă, bate palma. Ce fraier ești, ce atât te-am păcălit. Am plecat. 1 2 3. Bă, ai reușit să dai piscina peste gard și nu poți să dai chestia asta? Păi grea, bă, piscina era mult mai ușoară, uite-te la ea. Te-ai gândit să o apuci cu ambele mâini? Dar ce crezi că fac? 1. Bă, tu faci biceps acum? Sau ce dracu, da. Mai faci sală? Da, eu fac sală. Bă, nu vrea, mă. Ajută-mă puțin. Cu ce dracu să te ajut, bă, că zici că ești turbat? Vezi că mă chinui aici. Te mai întreb o dată, te-ai gândit să o duci prin gaura aia mare de acolo? Nu duc nimic prin gaura aia. Dacă noi n-am venit pe acolo, nici nu trimite chestii. Aha, opa, opa, nu, stai. Aha, gata. Bă, ce am obosit. Bun, și acum? Furăm aia de câine. Stai, bă, ce furi? Câinele. Bă, cum să furi, mă, tot câinele? Haide, ajută-mă. E o cușcă de câine. Hai, hai să o luăm. Nu văd pe unde merg. Ajutor. Bă, omule, bă, nu mai arunca toate chestiile peste gard. Bă, avem nevoie de cușcă de câine. Pentru ce? Vreau să-mi iau un câine. O punem pe câinele de maică-ta în cușca aia, bă, du-te dracului de hoț ce ești, bă, că nici măcar nu fur ce trebuie. Ce că hoț? Mi-ai zis că ți-ai pierdut toți banii și că ai nevoie de bani. Uite nevoia de bani. Și de obicei când furăm, spargem o casă, furăm cuși de câini și piscine, nu? Nu bani, nu furăm bani din casă, nu? Nu, furăm ce e mai valoros, casa. Cum trece asta peste gard? Ajută.
Bă, încep din ce mai mult să cred că tu chiar faci sală în seara asta. Gata, hai să mergem, că m-am plictisit. Ești gata? Întrebarea este dacă tu ești gata să intrăm în casa omului și să furăm cu adevărat bani. Da, hai. Unde pleci, mă? Casa omului. Bă, omule, asta e casa. Asta e casa. Are ușa deschisă, bă, nici nu trebuie să ne chinuim. Ajutor, nu mai pot să trec. Întâi trebuie să mai inspectăm, să vedem pe unde intrăm. Pare ușa deschisă, tocmai tu ai zis. Nu. Trebuie să inspectăm. Suntem hoți adevărați, vină după mine, haide. Mașina, bă. E la o mașină? Bă, cum dracu vrei să furi o mașină? Ia, ține-mi astea. Bă, omule, ce faci? Iei mașina cu totul. Eu iau cu totul și o duc în spate, hai. Ok, nu cred că merge. Stai puțin că o iau din față. Bă, da, e cam grea. Se mișcă? Nu se mișcă, e o mașină. Pare că se mișcă. Știu. Ce faci? Mișcă-te, mașină! Deci fii atent ce fac. Bag scaunul ăsta sub mașină și ridic mașina cu ajutorul scaunului. Ești gata? Nu cred că vreau să văd așa ceva. Fii atent. Ai mișcat-o puțin. Da? Da. Poate trebuie să iei cu ambele mâini. Poate trebuie să-i dau cu ceva mai mare. A? Cu grătarul. Da, cu grătarul. Bă, o să strici, bă. Dă-te mai încolo, dă-te de aici, că îi dau cu spatele ca să meargă cu fața. Bă, ce deștept ești, bă, Tony. Poate trebuie să iei rețeava de eșapament. Ai dreptate, bă. Hop, ai ridicat-o puțin? Stai, poate trebuie să te ajut și eu. Poate chiar fac ceva. Ia tu din față și eu iau din spate, da? Da, acum. Ah! A ridicat-o, ok. Ah, și bag eu grătarul de desubt. Da, bagă grătarul. Da, asta e. Țin-o așa. Hai că mă doar mâinile. Țin-o acolo. Pune, bă, grătarul ăla odată. Mai ridică puțin. Unde s-o ridic, bă, în ceruri? Păi, dar ce faci? Bă, tu realizezi că are o tonă mașina asta. E, dacă e ridicat atâta, o ridic și mai mult. Hai, bă, ca mâinile în ceruri. Gata, poți să o lași. Gata. Bun, și acum o luăm din spate. Poftim? O luăm din spate, aduce-vă să o poftim. Stai, nu pune ceva și sub roata asta. Nu, n-are treabă. Bă, o să cadă. Nu, mă, ascultă-mă. Asta e, am proptit-o eu, nu e problemă. Bă, tu vezi că ai răsturnat-o. Lasă că acum o împinge mai ușor. Bă, sau uite ce-ai făcut, mă, la mașină. Ce? Ai răsturnat-o cu totul. Nu văd problema. Care ia vezi dacă putem să o tragem acum. Asta vreau să văd, asta. Trage-o mai gentil. Nu vrei tu să intrăm în casă să-i omorâm pe ea și după aia să le luăm cheia și să intrăm în mașină? Băi, e o idee foarte bună acum că zici. Vezi, gata, l-am alertat. Bă, se duce să cheme poliția. Cum adică? A fugit după poliție, bă, Tony, bă. Bă, vino, bă, prăște. Bă, reprinde poliția, Tony, vino înapoi. Bă, stai, mă, că-l prind pe ăsta, l-o rup în bătaie, ești nebună, că... Bă, Tony, bă! Bă! Da! Vine poliția! Bă, mă duc să-l bă, pe ăsta, mă, unde s-a dus? Bă, a venit poliția, Tony! Ai pus poliția pe urmele mele! Nu știu despre ce vorbești, fiecare e pe cont propriu! Unde pe cont propriu, bă, unde fugi? A, nu știu! Vino să mă ajuți! Hai să luăm piscina, să băgăm repede înăuntru să fugim cu ea! Ia piscina! Ia tu piscina! Bine, hai că iau eu piscina! Ia piscina, bag-o repede! Stai că vin să te ajut, împinge-o spre mașină! Bine, hai că mă duc! Unde te duci? S-o împing! Păi trage-mă încoace! Stai puțin, că nu e așa ușor pe cum pare. Da, bă, piscina, încoace! Da, bă, te grăbești undeva! E poliția în spatele nostru! Lasă-mă în pace, e piscina mea acum, nu mai e la el în curte. Ce o să zică? Altă, bă, piscina, de ce nu o tragi de cealaltă parte? Așa, gata, a? Dă-o mai încoace, unde s-o apuc? Tu nu poți să faci nimic sau care-i păi faza? Păi, da, stau aici sus ca să o apuc! Hai, ia-o! Hai, că o trag! Păi trage-o, hai! De ce dintre toate astea piscina te-ai gândit să o furăm? Da, ai avut tu vreo idee mai bună și n-am știut eu? Da, să-i furăm bani din casă. Bă, nu ca pe piscina asta aici! Ajută-mă să băgăm pe partea asta altă! Care partea asta altă? Așa cum e ea acum! Cum să o băgăm așa? Bă, poate merge așa! Bă, dar nu mai cum să intre! Da, bine că inversare! Te-ai gândit înainte să o iei că de poate ce chiar... nu băgăm asta? Și ce facem cu piscina? O lăsăm aici și venim și o luăm mai încolo! Dă-mă drumul, că o iau eu! Iau-o! Dacă am luat până acum piscina, o luăm în continuare. Dă-mă piscina aia, coace! Cum să o iau, mă, piscina asta? Bă, nu plec, mă, fără piscină! Nu-mi cape piscina aici. O lăsăm aici, dar mai trebuie să mai ducem ceva. Bă, Tony, bă! Da? Vino, coace! Prinde-te de asta, bă! Ce faci, ești drogat? Bravo! Uite ce zice! Trebuie să furăm hârtie igienică de toaletă. Aaaa! Hai în casă pe ascunsă, nu ne prindă poliția,
să fură hârtie igienică, ok? Uite-o! Uite hârtie igienică! Ia-o repede! Hârtie igienică! Stai! Fă liniște! E aici poliția! Ascunde-te! Ascunde-te! Vino cu acea repede! Oh, nu mă bag cu tine în duș! Bă, stai mă, bă! Eu nu mă bag cu tine în duș, mă! Bă, e poliția afară, bă, ne prinde! Bă, bine, mă, prinde poliția decât să stau cu tine în duș! Stai puțin în duș aici, mă, că nu-i nimic! Bă, te vede! Mă duc să-l rup. Bă, e aici! Ne-a prins! Bate-l! Bate-l! Fă-i ce ceva! Ce să-i bat, bă? Fugi! Fugi cât poți! Fug! Ești după mine? Eu? Da! Am luat hârtie igienică magică, sclipitoare, fug cu ea! A, eu sunt la etaj! Hai afară! A, trebuie afară! A, m-a prins poliția și pe mine! A! Bă, de ce m-ai lăsat, bă, la poliție singur, bă? A trebuit să vină mama să mă scoată pe cauțiune, bă. E vina ta, tu ai pierdut bani, eu am scos $200 pe chestia aia de păsări. Du-te dracului de fraier ce ești, bă, că m-a prins, bă, poliția din cauza ta. Pentru că te-am zis să nu te vadă și te-a văzut în baie, bă, și trebuia să... A mea, eu am scăpat, dacă ți-aduci aminte, și ăla venea după mine, nu după tine. Așa că cine e fraierul aici? Ha? Tu. Hai să ne aducem aminte, cine dracu-i prostul care intră într-o casă și fură hârtie igienică, că nu mai are bani. A, da? Cine e prostul care fură hârtie igienică? Care e prostul care fură o piscină care nici nu îi încape în camion? Am furat și o daie de păsări. Și o cușcă de câini, ești bolnav. Exact, și am făcut profit. Tu ai făcut profit pe hârtia ta igienică. Nu, că m-a prins poliția din cauza ta. Exact, ești prost. Prost. Oh, cât de prost ești.